Salutare pariorii! Pentru ziua de marți, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 8 pronosticuri. Haideți să le vedem! Salzburg-Chelsea. Chiar dacă Salzburg traversează o perioadă bună, tipsterul Cristiano vede pe Chelsea favorită clară. Gruparea londoneză a ajuns la 8 meciuri consecutive fără înfrângere și ținând cont că are la dispoziție un lot net superior adversarei sale, pronosticul tipsterului nostru merge pe 2 solist. Novak Tsitsipas. Tipsterul Adrian consideră că între cei doi tenismeni este o diferență uriașă de valoare în favoarea lui Tsitsipas. Mai mult decât atât, jucătorul grec traversează o formă foarte bună, în timp ce Novak a dezamăgit la ultimele turnee disputate pe hard. Prin urmare, pariul tipsterului nostru merge pe victoria lui Tsitsipas în minimum de seturi. Benfica Juventus. Radu Oprea spune că importanța acestui meci este uriașă pentru ambele echipe și, ținând cont de calitatea jucătorilor, ar trebui să vedem un meci spectaculos cu faze la ambele porți. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe ambele echipe marchează. Dortmund-Manchester City. BMG mizează pe un spectacol total, deoarece ambele echipe au jucători de superclasă, practică un fotbal ofensiv și majoritatea partidelor în care sunt implicate se încheie cu scoruri mari. Astfel, pronosticul său merge pe cel puțin 3 goluri marcate. PSG-Maccabi Haifa. David Chirilă spune că parizienii nu sunt siguri de calificarea în optim și astfel vor trebui să trateze foarte serios această confruntare. Având în vedere că sunt net superiori adversarilor săi și vor beneficia de avantajul terenului propriu, tipsterul nostru mizează pe 1-1 final și peste 2,5 goluri. Frolunda Brinas. Andrei Cinculescu spune că niciuna dintre echipe nu se poate lăuda cu o defensivă foarte exactă, acestea încasând destul de multe goluri în actuala stagiune. Astfel, tipsterul nostru crede că vom vedea un meci cu multe modificări pe tabela de marcaj, iar pronosticul său merge pe cel puțin 5 goluri marcate. UBT Cluj-Veneția. Tipsterul Wade spune că formația clujeană traversează o formă mai bună decât cea a adversarei sale. Mai mult decât atât, a avut mai mult timp de odihnă și ținând cont că va evolua în fața propriilor suporteri, tipsterul nostru alege pariul de tip handicap UBT Cluj plus 3,5 puncte. Corda Murray. Corda vine după 2 săptămâni pline în care a disputat 2 finale consecutive în circuitul ATP. Astfel, Tennis Tipster 92 spune că jucătorul american ar trebui să se resimtă din punct de vedere fizic. Ținând cont de aceste detalii și de faptul că Murray este un jucător cu experiență, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Murray plus 1,5 seturi. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.